Înainte să existe gheața și focul, înainte de apariția triburilor, cele 7 maimuțe au îngropat o comoară inestimabilă a omenirii într-un loc fermecat. Dar azi, comoara e în pericol. Doar cel care va citi acest pergament va putea să o protejeze înfruntând forțele răului pentru a dezlega misterele din Providence. Gânduri rele. Nu, Baltazar, e inadmisibil! N-ai arestat pe nimeni de câteva săptămâni! Niciun furt, nici o încăierare cât de mică! Nu înțeleg! Avem nevoie de vinovați! Altfel transform comisariatul tău în pizzerie! Dar, șefule, nu pot să arestez oameni care nu au făcut nimic! Te privește! Am nevoie de cineva după gratii în seara asta! Dacă nu, tu vei livra pizza! Ce bine e să nu faci nimic! O vacanță adevărată! Dacă facem plajă la soare, nu vom descoperi secretul din Providence! Relaxează-te puțin, Oscar! Trăiește clipa! Ei, și peștii au plecat în vacanță, nu mușcă niciunul! A? În sfârșit! E totuși un început! Nimic! Nu cer mare lucru! Un mic delict, doar cât se bag pe cineva la închisoare. Vrei un vinovat, Baltazar? Nimic mai simplu. În fond, fiecare are câte ceva de ascuns. Nu trebuie decât să le pătrunzi spiritul și ți se vor supune. Eu sunt șeful în Providence. Nimeni nu mi se poate opune. Pe cuvântul meu, la noapte un cetățean va dormi la închisoare. Adrenalin? Ce este? Le vei spune tuturor că ți s-au furat bijuteriile. Dar e absurd, nu mi s-a furat nimic. Adrenalin, mi te vei supune! Ce gogomănii îți trec prin cap? Eu, șeful, îți poruncesc să stârnești oamenii și să-i anunți că ți s-au furat bijuteriile! Executarea! Da, șeful! Hoțul! Hoțul! Am fost furată! Hoțul! Hoțul! Și eu care voiam acțiune! Hoțul! Hoțul! Ai primit ce ai vrut? Adio, vacanță! Hoțul! Arestați-l! Prindeți-l! Mi-a furat bijuteriile! Prindeți-l! Ai un delict, perfect, dar cine e vinovatul? Poate chiar tu, oricine e suspect! Mai știi? Furtul de bijuterii e o minciună, trebuie să-l previn pe Baltazar! Iată-l pe pescarul nostru căzând în plasă! Curaj, Oscar! Nu ești încă la capătul chinurilor? Hoțul! Hoțul! Gata, adrenalina ajunge! Coboară! Nu! Și nu! Nici nu mă gândesc să cobor! Adrenalin e un ordin, te previn! Nu mă face să-l spun și a treia oară! Tu vei urca aici! E cam rotofei pentru așa ceva. Un bărbat sau o femeie va dormi la noapte, la noapte, la noapte, la închisoare. Trebuie să-i aflu numele domnului sau doamnei care va veni aici. Baltazar, chestia cu furtul bijuteriilor e o minciună. Zău, și ce te face să spui asta? Ai niște bănuieli? La sfârșitul anului școlar, elevii Adrenalinei i-au oferit un colier de perle. Sunt foarte simpatici.
Da, dar adrenalina a refuzat politicoscolierul explicându-le că nu poartă niciodată. Nu mai pot! Dacă adrenalin nu poartă, bijuterii nu puteau să-i fie furate. Și apoi, din cine știe ce motiv, cineva i-a cerut să inventeze minciuna asta. Am spus că e o minciună. Nu mai pot. Baltazar, adrenalin nu pare a fi în apele sale. Crezi? Ultima dată când am văzut-o nu avea nimic. Nu, nu, nu! Am spus nu! Tu ai vrut adrenalin? Și apoi ce vă pasă vouă? Unde ați fost în după-amiaza asta? La pescuit, de aceea am găleata și undița. Și unde e peștele? Toate astea mi se par dubioase. Pariez că nu aveți nici măcar martori. Martori? Sigur că nu. Dar ce vrei să spui? Nu aveți alibi și nici martori. Vă arestez și sunteți primii mei suspecți. E absurd, n-ai nicio dovadă. Baltazar, fii rezonabil măcar o dată. Să nu insulți instituția polițienească, altfel te va costa scump. Vă arăt eu vouă. Suntem nevinovați! Doamna învățătoare, recreația s-a terminat. Hai să coborâm. Voi coborâ de aici dacă îmi faci o declarație de dragoste? Adrenalin, răbdarea mea are limite. Te iubesc. Gata, ești mulțumită? Nu! Nu ai spus-o din adâncul sufletului, nu te cred! Asta mai lipsea! Trebuie să ieșim de aici, e absurd! Stai să ghicesc! Vrei să spui că toate acestea au legătură cu secretul din Providence? N-am nicio îndoială, asta e sigur! Vezi că poți dacă vrei? Gata, adrenalin, la vârsta ta, termină! Baltazar, nu sta acolo ca o momâie, fă ceva! Șefule, nu vrea să mi se supună! Cum? Șefule? Ce e asta? Adrenalin, pătrunzând în spiritul tău, ți-am dat puterea să-i subjugi pe alții. Concentrează-te, ți se va supune, ai încredere în mine! Rudolf, îți poruncesc să te îndrăgostești nebunește de mine! Divin adrenalin, nu mai am răbdare. Te rog să fii a mea îndată. Șefule, mulțumesc. Hoțul! Șeful îți poruncește să uiți acest ordin. Iar ție îți poruncesc să-ți dai palme de câte ori pocnesc eu din degete. La picior, Rudolf! Te sfătuiesc să nu mă mai bat jocorești niciodată! Da, da, e șefule, promit! Dar de ce să o interoghez pe adrenalin? Nu e în apele ei, poate e periculos pentru mine! Trebuie să aflăm cine a făcut-o să inventeze povestea cu bijuterie. Te asigur că nu vom fi departe. Și apoi, de ce te temi? Doar nu te va mânca adrenalin. Cine poate ști? După câtă poftă de mâncare are? Am gândit că un cântecel te va încânta. Dă-i drumul, te ascult! Divin adrenalin, pe urmele tale calc eu lin. De gâtul tău vreau să mă agăț, să știi, și-ți ofer bijuterii. Nu, fără bijuterii, nu port bijuterii. Ai auzit, Marten? Fără bijuterii. Dacă Rudolf îi oferă un recital întreg, vom dormi aici. Mai bine ne întoarcem. Nu mai vorbi. Știu, vreau să-ți bucur cerul gurii și să-ți ofer o pizza delicioasă. Nu, Rudolf, fără condimente. Dimpotrivă, dacă mi-ai propune câteva deserturi, atunci, Rudolf... Dar,
Eu nu gătesc nici măcar un ou. Vorbește cu bucătarul, găsește el o soluție. Intră! Oh, Marta, ce surpriză! Apropie-te! Nu ai cumva la tine puțină cremă de șantilly? Păi nu, voiam să întreb bijuteriile, furtul e adevărat sau e minciună? Îți voi povesti totul, micuțul meu. Da, da, cred că voi veni mai târziu, pe curând. Șefule, nu ai cumva niște rețete de prăjituri bune? Oscar și Katia au evadat, iar tu vorbești de bucătărie? Adună toți oamenii din oraș la Humarul cu trei clești. Am să organizez o urmărire. Și pentru prăjiturile mele, nu ai cumva o idee? Mi s-a poruncit să inventez povestea asta cu furtul. Cine? Șeful, desigur. Acum ai primit răspunsul și îmi vei face un serviciu. Nu, nici vorbă, nu! Cum adică nici vorbă? Martin, tu care ești foarte îndemânatic, îți poruncesc să-mi construiești o mașinărie la Chantilly cu care să-mi ornesc prăjiturile. E pe cale să-l farmece. Da! O mașinărie colosală cu care să produc super crema minunată de Chantilly. Katia, nu o privi în ochi! Katia, ai stricat prăjitura! Să o refaci de îndată! Ai luat o razna sau ce? Dar, Marten! Rudolf, vrei să-l așteptăm pe șeful tău toată noaptea? În timp ce l-așteptăm, îmi aduceți cu toții prăjituri bune! Dar nu suntem gofetari! Poate, dar vă poruncesc! Am nevoie de prăjituri, sunt foarte importante pentru mine. Dar pentru noi nu! Ordon să vă duceți acasă. Da, șefu! Și să-mi pregătiți cele mai bune deserturi. Adrenalina a fost fermecată, apoi l-a fermecat pe Marten și așa mai departe. E ca o epidemie. Îți poruncesc să-mi dai tot zahărul pe care l-ai acasă. Ei, ia uite! Încă două victime. Dacă vrem să punem capăt acestui coșmar, trebuie să găsim un mijloc ca să ne protejăm ochii. Ai încredere în mine, mă descurc. Bine, eu am să-i spun lui Baltazar că un șef oarecare manipulează spiritele în Providon. Și dacă nu te crede? Nu ne vom baza decât pe noi înșine. Ca de obicei, Oscar. Dar n-ai mai avut de-a face cu farmece colective? Nu, Adrenalin vrea o mașinărie colosală la Chantilly. Asta e mult prea mică. Baltazar, un individ farmecă locuitorii din Providence. El e presupusul hoț al bijuteriilor. Serios? Foarte interesant. Am să-ți explic totul. Vreau să facem ceva. Am putea fi noi următoarele victime. Îmi pare rău, Marten, dar nu vreau să cad pradă privirii tale fermecătoare. Stai liniștit, domnule fermecător. Bine, numai aici pot găsi uneltele necesare pentru a ne proteja pe mine și Oscar.
Oh, nu știu prea bine ce caut. Poți să mă ajuți puțin? Nu? Bine. Următorul. Prăjitură cu vișine, pune acolo. Bine, șefu. O șarlotă cu ciocolată, bine. Continuă, Oscar, povestea ta cu farmece mă amuză nespus. În sfârșit, Baltazar, situația e foarte gravă. Nu mă crezi, nu-i așa? Ba da, cum să nu te cred, pentru că eu sunt autorul acestei uriașe harababuri. Și acum vei trece și tu prin asta. Nu, n-ai să scapi așa ușor. Gata, să sperăm că trupul meu va funcționa. Cea mai bună metodă de a testa descoperirea mea este să o pun față în față cu răul. Gata, haide, atacă-mă. Katia, tu îmi vei rezolva toate problemele de îndată. Ba nu, nici vorbă. Ba da, Katia, tu spui mereu că la mine acasă e haos. Îți poruncesc să aranjezi totul și să faci menajul. Ei bine, Rudolf, deserturile astea sunt pentru azi sau pentru mâine? Ce deserturi! Visul meu de viață! Să împărțim dulciurile astea, dragul meu! Hai! E cu fistic, e delicios! Șefule, un mic desert pentru drum? Eu sunt șeful din Providence. Vă ordon să-i urmăriți și să-i fermecați pe Oscar și Katia. Împreună! Împreună! Culoare roșie, pe acolo nu se poate trece. Tot roșu. E tot mai greu să circul în orașul ăsta. Singur contra tuturor, Oscar? Ai grijă, dacă ești fermecat, nu vei mai descoperi secretul din Providence. Păzea, vin! Katia, ce-ai pățit la ochi? Lentile de contact. Marten a încercat să mă farmece, dar nu a reușit. Poftim, sunt pentru tine. Ochii ăștia de panteră nu sunt buni de nimic. Sunt mulți și nu le vom face față. Evitați contactul cu ochii. Tocmai ce ne trebuie. Haide, Katia, s-o ștergem. Dar, Oscar, nu trebuie să-i așteptăm. Ba din contră, vreau să ne urmeze. Hei, vă dați bătuți? Katia, ți-am poruncit! Nu mai insista, Marten, nu-ți voi face eu curățenie. E plăcută plimbarea sub clar de lună, dar aș vrea să știu ce căutăm aici. Da? Mi-am zis că o baie la miezul nopții e binevenită. Oscar, nu-ți înțeleg deloc simțul umorului. Haideți mai repede să-i prindem. Îmi pare rău, dar e singura soluție la care m-am gândit. Au căzut în râu, de data asta sunt terminați. Rudolf, dar eu nu știu să înot. Draga mea, sunt alături de tine, nu vei păți nimic. Cred că fascicolele lor se vor reflecta pe suprafața apei ca într-o oglindă. Dar cu puțin noroc se vor întoarce împotriva lor. Și dacă nu va fi așa? Vei ajunge femeie de serviciu la Marten. Ațintiți-vă privirea spre ei! Concentrați-vă la maxim! Vor să scape! Thank you.
cred că am bătut recordul de stat sub apă. A funcționat, privește. Pot să vă ajut? Dacă nu ți-e frică de o panteră, poți veni să faci curățenie la mine. Adică după cină. Hai, Adrenalin, grăbește-te! Încă o găleată sau două de cremă magnifică și e suficient. Hai de curaj! Mașinăria asta nu va merge niciodată. Ba da, între două menajuri, Marten a muncit din greu să o facă. Bietul de el e complet epuizat. Iată și furnizorii de produse de patiserie au sosit deserturile. A, nu, mulțumesc, nu mai pot mânca dulciuri. Ce de dulciuri! Știi, Adrenalin, sentimentele mele pentru tine nu s-au schimbat. Sunt exact la fel ca în trecut. Te iubesc mult. Dar eu nu. Nu mai vorbesc cu tine. Haideți, domnilor, e timpul să ne cântați ceva. Nu e rea? Așa e, foarte bună, dar e o problemă. Iată o amintire de vacanță pe care nu o vom uita. Râzi cât vrei, Oscar, până mai poți. Au dublat în limba română actorii Alexandru Rusu, Ana Maria Vlad, Ileana Iurciuc, Andrian Locovei, Daniel Vulcu, Iona Burdan, Ion Ruscuț, Richard Balin. Traducerea și adaptarea Marcel Negreu. Regia Ileana Iurciuc și Iona Burdan. Dublajul a fost realizat de Zoo Studio Oradea.